Salutare, dragilor! Cum deja a devenit tradițional pe canalul meu, la început de an vorbim despre tendințele în modă, trendurile mai exact, ale anului care tocmai a început și nici anul acesta nu putea să facă excepție. Mai ales că dacă ne-am uitat așa peste toate tendințele la general, am putea să denumim acest an iarăși un an salată, cum deja am avut câțiva în ultima vreme și cum era de așteptat. Toate tendințele în modă sunt influențate și anume de pandemie, care pandemie nu se mai termină odată și care pandemie ne schimbă planurile de la, nu știu, o zi la alta. Și dacă veți observa cumva în clipul de astăzi că se contrazic anumite lucruri cu ceea ce am spus în toamnă, este tot pe fondul pandemiei și pe fondul faptului că lucrurile sunt destul de instabil în momentul de față, ceea ce se reflectă, bineînțeles, și în modă și ceea ce se reflectă cam în tot ce are legătură cu viața noastră cotidiană. Dar zic să începem într-o notă pozitivă și anume ceva ce țin minte că am menționat în toamna trecută și anume că negrul este cumva pe ducă și că nu mai este la modă. Există un fel de mișcare care se numește dopamine movement în modă și care vrea să atrag atenția cât mai mult asupra culorilor și dacă este să vorbim despre o chestie generală anul ăsta, anul ăsta se poartă culorile cu cât mai bright, cu cât mai țipătoare, cu cât mai colorate și mai vesele, cu atât mai bine și asta tocmai pentru că am avut 2 ani de pandemie foarte grei, pentru că am fost izolați, pentru că lumea simte nevoia de ceva vesel, iar culorile în general transmit veselie. Și atunci veți vedea foarte multe culori. Culoarea de bază, să zicem așa, a anului este cumva un mov din acela prăfuit, dar sau tot felul de derivații, de nuanțe de mov, dar în general se merge foarte mult pe culoare anul ăsta, sunt foarte puține elemente de alb și negru și sunt foarte puține nuanțe din astea pământii, camel, neutre, știți? Pentru că lumea s-a săturat, efectiv, și casele de mod au înțeles treaba asta, că după o pandemie și, în general, dacă vă uitați în istorie, este un fenomen ăsta, după o perioadă foarte grea, oamenii au tendința să migreze către culori și să lase puțin sfera asta neutră sau potolită deoparte, tocmai pentru că simți nevoia de ceva care să îți împrospăteze, nu știu, privirea, să-ți dea puțină energie, să te facă să fii mai vesel, iar culorile fac asta. Acum, recomandarea astrologului de serviciu ar fi să încercați totuși să aveți grijă la aceste culori, să vi se potrivească, să fie în contextul potrivit, adică dacă unii spun că sunt foarte la modă culorile neon, să nu ardeți retina tuturor din jurul vostru tot anul cu culori neon, doar pentru că așa au zis unii. Adică încercați să le adaptați la stilul vostru de viață și mai departe, dar sunt foarte fericită că nu mai este accentul atât de tare pus pe negru, pentru că, Doamne ferește, deci au nebunit unii cu negru, numai negru văd în fața ochilor și e bine că mai avem un pic de culoare, că mai simțim și noi ceva, că vibrează. De culoarea anului v-am zis, deci v-am zis, este un mov, este o nuanță de mov, periwinkle, este un mov din ăsta lavanda, așa mai prăfuit, un mov din acela spre gri puțin, cam ăla ar fi, dar cam toate nuanțele de mov sunt acceptabile. Mare atenție, fetele cu pielea albă sau foarte deschisă sau cu tonuri reci, că asta este o culoare care poate să vă șteargă trăsăturile. Eu, spre deosebire de majoritatea oamenilor, merg pe ideea că trebuie să asociez culori opuse nuanței sau tonului pielii tale. Adică dacă ai ton cal, să mergi în general pe nuanțe și pe culori reci și dacă ai ton rece, să mergi pe nuanțe calde. Asta pentru că îți scot în momentul în care mergi pe opus, îți scoate în evidență trăsăturile, dar în momentul în care te duci pe aceea zonă și mai ales pe aceea zonă cromatică cu pielea ta, cu nuanța pielii tale, te șterge. Iar movul ăsta, așa prăfuit, cumva
rece și cumva cu tonuri de gri, mai ales pentru fetele care au nuanța pielii rece sau foarte rece și mai ales dacă aveți, nu știu, o piele cumva ușor translucidă așa, vă poate da impresia de bolnăvicios, da? Mare, mare atenție la aspectul ăsta. Încercați totuși să căutați o nuanță mai caldă de mov dacă vreți să mergeți pe mov, dar de altfel movul sau lilaul sau în general toată familia asta de mov este o culoare absolut superbă și cred că toată lumea ar găsi ceva, o nuanță acolo care să îi se potrivească. Un element comun care a fost la Chanel, la Dior, la Valentino și la mulți alții în prezentările de modă au fost fusta mini sau a fost fusta mini și asta pentru că de la atâta stat în casă, mă gândesc eu, de la atâta pantaloni, oamenii simt nevoia să mai taie din material și să mai expună piele la vedere. În toamnă vă spuneam în clipul ăla cu trendurile că migrăm către fustele midi. Se pare că s-au răzgândit designerii în momentul de față, de aia. Perioada asta este destul de tulbure. Se pare că s-au răzgândit, adică ori mergem către mini și din nefericire sunt, se anunță niște mini-uri din alea fix cât o palmă, exact de lățimea unei curele, ceea ce mi se pare minunat, adică asta lipsește în București. Mai ales la 40 de grade să vezi mini-uri atâta. Chiar în colecția de la Miu Miu erau niște mini-uri exact cât o curea de lată. Dar da, e o idee și dacă nu mini, se merge pe maxi, adică pe foarte lung. S-a renunțat la ideea de midi pentru moment, deși midi-ul n-o să moară niciodată, mai ales dacă ți se potrivește picioarelor și înălțimii pe care o ai, midi-ul n-o să se demodeze niciodată, dar ca idee se merge foarte mult pe fuste mini și se merge foarte mult anul ăsta și pe costume cu fustă mini, adică lăsăm puțin deoparte costumele cu pantaloni, care sunt în trend, că sunt clasice, adică alea nu vor muri niciodată, dar vin mai în față și mai în atenția publicului costumele cu fuste mini, adică sacou, acele două piesuri cumva clasice, dacă ați dat o raită prin Zara, probabil ați văzut că s-au avut acum în ianuarie foarte multe costume și foarte multe sacouri și pantaloni din ăștia din material, mai multe decât de obicei. Cel puțin mie așa mi s-a părut când am fost în Zara ultima dată. Mi s-a părut că au avut mai multe piese din astea ceva mai elegante, din care puteai să-ți faci tu un costum și se migrează mult pe ideea asta, știți? Un pic mai classy așa, dar totuși cu fustă mini ca să nu fie extrem de boring, să nu fie extrem de învechit. Aici la mine știți deja care sunt atenționările de rigoare. Atenție la picioare, să vi se potrivească, da, pentru conformația corpului vostru, să vi se potrivească tipului de picior pe care îl aveți, să aveți grijă la ce purtați în picioare, ce încălțăminte purtați în momentul în care purtați o fustă mini, că dacă aveți 1,60 ca mine și vreți să purtați fuste mini, nu puteți purta botine, de exemplu, pentru că ne tăiem picioarele pe orizontală. Am discutat despre treaba asta de multe ori. Așa, deci mare atenție la ce folosiți pe post de accesorii, mare atenție cum le asortați, da? Și da, eu zic că e o idee bună cu mini pentru diversitate, dar totuși aveți grijă cum le purtați, pentru că na, mini poate să fie și risky. Un alt trend care revine cumva în forță este acel a tiparelor și în special al tiparelor geometrice și amestecarea de tipare care în mod normal nu prea merg între ele. Apropo de asta, spuneți-mi dacă vreți să fac un clip în care să discutăm despre teoria tiparelor, adică care sunt tiparele alea care nu vor muri niciodată, care sunt tiparele alea care merg între ele și care nu merg între ele și de asemenea, acum îmi vine în minte Emily in Paris, că l-am văzut și eu, v-am povestit pe Instagram că l-am văzut și eu, unde este un haos general de tipare, Dumnezeule, mare și nu știu, un acid efectiv pentru retină, cel puțin în sezonul 2, vai de viața mea, unde toate tiparele care nu merg între ele, toate sunt combinate, dar da, acolo este o expresie artistică. Aici, în ceea ce privește trendul, să spunem că
se încearcă ceva, se încearcă o chestie cu tiparele. Da, eu zic că la fel ca în cazul culorilor neon sau culorilor puternice, trebuie să aveți grijă. Tiparele sunt întotdeauna binevenite, dar mare atenție, eu aș merge totuși pe ideea clasică, ceva foarte simplu, basic, cu un tipar, alăturat unui tipar. Ca să punem accentul pe tipar și punem tipar, pattern-uri, punem pattern-uri pe acea zonă a corpului pe care vrem să atragem atenția, da? Asta este un mod prin care putem să fim în trend, dar să rămânem într-o latură din asta rafinată, da? Vrem să ne păstrăm o anumită doză de eleganță și de rafinament, da? Pentru că trendurile pot fi văzute și ca o expresie artistică, dar asta nu înseamnă că trebuie să te îndepărtezi foarte mult de la ceea ce vrei tu să transmiți sau trebuie să, sau de la ceea ce vrei tu să arăți lumii sau ceea ce te reprezintă pe tine. Da, adică nu trebuie să te dai peste cap, să te apuci să pui pe tine ca în Emily in Paris toate tiparele tâmpite, doar de dragul de a fi în trend. Și apropo de Emily in Paris, spuneți-mi dacă vreți să discutăm despre ținutele din Emily in Paris sau măcar câteva din ele, că sunt unele care sunt cel puțin atroce din punctul meu de vedere și din punct de vedere stilistic și din punct de vedere al felului în care au fost alcătuite și din foarte, foarte multe puncte de vedere și am senzația că deși show-ul ăsta se vrea un fel de Diavolul se îmbracă de la Prada și chiar am auzit pe undeva numit așa un fel de nou Diavolul se îmbracă de la Prada sau nou Sex and the City, mai ales că au același costumier ca în primul serial Sex and the City. Nu, mi se pare că a dat-o grav, 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 Patricia a dat-o grav de gard cu Emily in Paris și nu e doar părerea mea. Și că vorbeam așa la general de trenduri, un alt trend general este că se mai renunță la acel loose baggy. Așa, se merge, începe să se meargă către un trend mai fitted, adică spre haine ceva mai ajustate pe corp. Asta nu înseamnă neapărat că trebuie să arăți ca un cremuș în hainele tale, ci că sunt mai ajustate pe corp. Exact ceea ce înseamnă cuvântul ajustat, adică stă pe lângă corp, dar nu te sugrumă. Așa. Ceea ce mă bucură. Trebuie să recunosc că mă bucură că m-am săturat să văd bluze oversize, cămăși din alea de noți în ele, pantaloni din aia de sunt cu 6 mărimi mai mari deși și că sunt mărimea ta. Adică eu personal sunt mega extra sătulă de trendul ăsta cu oversize-ul și se mai renunță pentru că oversize-ul a fost foarte puternic în 2020, 2019, 2020, mai ales în perioada de carantină, când nu mai stăteai acasă, când nu mai era laid back, nu știu ce, și cumva se renunță la acel oversize și la ideea de oversize, pentru că oamenii s-au săturat. Again, pandemia s-au săturat, da? Încă o chestie care vine pe fondul pandemiei. Apropo de asta, încep să revină la modă corsetele. Veți vedea foarte multe variații de corsete de zi, da? Adică niște corsete din astea care sunt acceptabile să le porți ziua, sunt tot felul de variații de bluze din astea mulate, cam ceva de genul cum am și eu astăzi. Adică tot felul de astfel de artificii care să te ducă într-o zonă din asta mai mulată, nu neapărat atât de baggy, de lăluie, așa. Ceea ce v-am zis, pe mine personal mă bucură să ne mai și vedem din hainele alea, că de multe ori se întâmplă să vezi hainele, să vezi un malda de hainele în lat și un cap acolo care e așa suspendat printre hainele alea largi. E bine din punctul meu de vedere. Evident, aici fiecare poate să meargă pe cât îi este confortabil. De asemenea, am mai văzut combinații de fitted cu largi, adică gen bluze din astea mulate cu pantaloni mai lărguți, ceea ce iarăși este o modă cumva care aparține anilor 90, dacă vă aduceți aminte, eu fiind copil de anii 90 și mi-aduc aminte că fetele cool din vremea respectivă și fetele de la TV, din serialele TV, așa purtau, deci aveau un maio din ăla super, super mulat pe ele și pantaloni largi și era foarte la modă, dacă vă aduceți aminte de perioada cu Asia, da, și e... Aici contează foarte mult stilul vostru și foarte mult să știți voi ce vă place și ce vă vine bine și ce vă avantajează. Că dacă pe voi nu vă avantajează genul ăsta de bluză, bineînțeles că nu o să o purtați. Dacă vă avantajează, go ahead. Revenim puțin la ideea de culori și de culori neon. Dacă sunteți genul de persoană care poate nu îndrăzniți să
purtați foarte multe culori și preferați culorile neutre sau chiar negru, așa, următorul trend s-ar putea să vă ajute și anume acela al accesoriilor neon. Dar ăsta este văzut tocmai în prisma unei palete neutre. Adică dacă ai o ținută monocromă neutră, să ai o geantă sau pantofi neon, ceva de genul ăsta. Cam așa a fost gândit trendul ăsta, nu geantă neon la ținută neon, că se suprapune și se bat cap în cap sau se completează și nu mai iese în evidență. Adică se încearcă cumva împingerea unui trend în care accesoriile iarăși să iasă foarte puternic în evidență. Gențile, pantofii cu pregădere. Este un trend foarte interesant cu care puteți să jonglați pe timpul verii în mod special. Acum iarna mi se pare puțin deplasat, dar na, fiecare cum consideră, dar e interesant, e de lucru aici, e de găsit, e de jucat, e de experimentat. Și intrăm într-o secțiune a unor trenduri care nu mă încântă foarte tare, așa, și anume acela al cu multă piele la vedere, bluze din alea de tip bustieră sau de tip sutien. Bluze, da, de tip sutien. Ați auzit bine. Chiar așa le zice. Bra top. Așa le spune în engleză. Sau bluze sau din astea, cum le zice, salopete cu tot felul de cutout-uri, cu tot felul de decupaje. Da, este iarăși un trend de inspirație 90, din anii 90, tot acolo luat. Mare atenție la combinațiile alea de fustă super scurtă cu top din ăla până aici, da? Că s-ar putea să iasă ceva horror. Da, aici e zona aia de salată. Trendurile astea intră la categoria aia de salată, de-aia zic că anul ăsta e tot așa o salată în materie de trenduri, că sunt multe trenduri care se contrazic. Știți, între ele, așa. Deci, mare atenție cât piele expuneți la vedere, cum arată pielea aia când o expuneți la vedere, ce combinații faceți, pentru că, da, e din inspirația anii 90, dar anii 90, din punctul meu de vedere, și anii 2000, în materie de mod, au fost cei mai urâți. Deci, dacă e să mă întrebați pe mine, au fost cei mai urâți. Deci din 90 până în 2000 și din 2000 până în 2010 au fost cele mai urâte decade ale modei. Așa că mare atenție, da, știu că e vorba de expresivitate, e vorba de nu știu ce, zona asta a trendurilor este puternic influențată de vedete care nu mai știu cum să se mai despoaie, că deja s-au dezbrăcat de 750 de ori în fața publicului și nu mai știu cum să se dezbrace, dar nu toate lucrurile pe care le fac vedetele sunt și aplicabile în viața reală a oamenilor normali, cu o rutină normală, da? Sau mare, mare atenție cum jonglați cu chestia asta, că am văzut deja niște chestii pe Instagram de să-mi sângereze ochii, da? Deci, atenție mare. Și că tot vorbeam de inspirație din partea vedetelor, Harper's Bazaar spune că un trend mare de anul acesta va fi acela al catsuit, adică acele costume, știți, pe tipul, să zic, cremuști, ca să nu spun altceva, pe care l-ați văzut la Cardi B, la Kim Kardashian, la Kylie Jenner, la Kendall, la nu știu la cine mai fost, Bella Hadid, la fel a apărut la un moment dat într-un costum din aia. Este vorba de salopeta aia. Teoretic ești acoperit de material de aici, de la gât în jos, practic se vede totul. Da? Odată că se vede ca formă și în al doilea rând că în general aceste catsuits sunt foarte transparente. Hai să ne aducem aminte de Kendall Jenner la fabulosul Met Gala și de și mai fabuloasă ei soră Kim Kardashian, da? Cumva de acolo a plecat, dar nici Cardi B și nici restul n-au făcut excepție. Asta este un trend foarte periculos din mai multe puncte de vedere. Unu, pentru că trebuie să ai o anumită tipologie de corp să arate bine în genul ăla de catsuits. Dacă nu-l ai, te complici degeaba. În al doilea rând, se vede tot prin el. Deci ți se văd și firele de păr pe care ai uitat să le epilezi prin astea, pentru că sunt cele mai multe, cum am zis, sunt și semi-transparente, așa. Am văzut câteva exemple de catsuits din astea și cu cutout-uri, cu decupaje, ceea ce mi se pare și mai hidos. Din punctul meu de vedere, e strict părerea mea,
voi treaba voastră cum considerați, dar e strict părerea mea, ăsta este un trend hidos. Da? De când a apărut, mie mi s-a părut un trend hidos și mi s-a părut destul de aiurea și iarăși merge pe fondul faptului că vedetele, nu mai știu cum, Doamne iartă-mă, să se mai despoaie, în ideea în care deja au făcut chestia asta de 250.000 de ori și deja nu mai e ceva interesant că se despoaie și atunci găsesc o nouă metodă de a mă atrage atenția. Acum, încă un trend care se contrazice cu ce am zis până acum și vă spun, nu e vina mea, că nu sunt eu nebună, dar așa apare peste tot. Deci am căutat mai multe surse, m-am uitat la prezentări de modă și dacă le iei și le faci așa pe lei pe listă și le pui pe o listă, o să vezi că se contrazic designerii între ei și ăștia care în general dau tonul muzicii, se contrazic între ei. Și vorbeam mai devreme de mulat, catsuits și toate cele. De asemenea, sunt foarte populare și hainele unisex. Pentru că, iarăși, povestea veche, a poveste care deja a devenit veche cu gender equality, ideea de a nu mai impune un pronume unei anumite părți, adică nu mai zici că ea sau el sau, da, acum pot să-i spun unei persoane că sunt ele sau că este ei sau, da, așa. Pe ideea asta sunt și că foarte populare pentru unele case de modă și în special astea care sunt mai noi, nu neapărat Chanel-ul, Dior-ul, astea cu tradiție, deci astea cu tradiție cumva se mențin pe linia lor, dar casele astea de modă puțin mai noi merg pe ideea de unisex, de haine unisex, de combinat haine mulate cu haine unisex. Iarăși, pentru cine se potrivește, este o idee bună, pentru cine nu, poate să nu acorde atenție acestui trend. În materie de accesorii, în primul rând, argintiul face un pas în față. Asta nu înseamnă că accesoriile din aur ies din trend, că nu ies niciodată, sunt neutre, atât aur cât și argintul este neutru, dar cumva se pune mai mult accent pe argintiu. Da? Deci veți vedea probabil mai multe piese argintii sau mai multe genți cu detalii argintii. Doar așa ca mențiune. De asemenea, ce mi-am mai notat eu aici sunt așa. Unii spun că loafer și ies din trend, alții spun că nu. Iarăși, la capitolul salată, balerinii, dar nu balerinii aia clasici cu botul rotund, aia de erau hidoși, ci alții și mai hidoși, bineînțeles că balerinii nu pot fi decât hidoși, din punctul meu de vedere, chill. Sunt niște balerini pe care i-am văzut foarte populari în două culori, adică partea din interior a labei piciorului sunt împărțite așa pe din două și partea din interior e o culoare, partea din exterior e o altă culoare. I don't know, poate funcționa pentru cineva, pentru mine sigur, nu, eu rămân la tocurile mele, let me live, așa. Iarăși, un mare trend în materie de accesorii sunt perlele și nu va dispărea nici anul acesta tot ce înseamnă accesorizare cu perle. Fie că vorbim de berete, bluze, paltoane, sacouri sau pur și simplu accesorii din perle. Așa, de argint v-am zis. Curelele din lănțișoare, cu lănțișoare sau cu curelele din lănțișoare, ci că sunt foarte populare anul ăsta și mai ales pe sezonul de vară, pot fi interesante, pot fi drăguțe până la un punct, dar iarăși atenție cu ele, cercei de tip candelabru sau alăturarea de foarte mulți cercei, adică am văzut foarte mulți cercei pe podiumuri, modelele aveau așa, mulți cercei sau cercei din aceia lungi care teoretic s-ar purta pentru seară, purtați pentru ținute de zi, iarăși, again, fiecare face cum vrea și cum consideră. Și un alt trend care revine, care ăsta mie mi se pare că este de inspirație anii 50, dar a fost într-adevăr și în anii 90, doar că interpreta prost și bănuiesc că aceeași interpretare o primește și acum în perioada asta, așa nume eșarfe pe post de accesoriu în păr. Iarăși, pentru cine se potrivește, pentru cine nu are o căpățână mare ca mine, s-ar putea să funcționeze, pentru mine mai puțin. Dar da, cam astea au fost trendurile asupra cărora m-am oprit eu, că mai sunt multe, în general sunt mult mai multe trenduri decât menționez eu în clipurile astea, dar astea sunt trendurile pe care le-am văzut, pe care le-am văzut repetate cam la toate casele de modă sau la majoritatea din ele și pe care am început să le văd și prin magazinele de high street. Și
care, nu știu, din punctul meu de vedere, merită atenția. Acum spuneți-mi și voi dacă vă face vreunul din trendurile astea cu ochiul, dacă o să aderați la trendurile astea sau dacă veți rămâne la stilul vostru pe care vi l-ați creat până acum. Cam atât pentru astăzi, dați un like și un share dacă v-a plăcut clipul ăsta și dacă vreți să mai facem clipuri pe partea de fashion, nu uitați de ce v-am bugat de aia cu tiparele și cu Emily in Paris, să-mi spuneți dacă vreți să discutăm despre subiectele astea și de asemenea să veniți și pe Instagram, că vorbesc acolo în fiecare zi cu voi. Vă pup și ne vedem în următorul clip.